Domnule Bușoi, știu că s-a discutat, s-a stabilit data Congresului Partidului Național Liberal. Practic, pe 25 septembrie vom afla dacă actualul președinte Ludovic Orban va obține încă un mandat la șefia Partidului Național Liberal sau funcția va fi ocupată pe viitor de către Florin Câțu. Cei doi și-au anunțat oficial candidaturile pentru Congres. Dumneavoastră pe cine susțineți la Congresul din septembrie? Am fost alături de premierul Florin Câțu, de colegul meu Florin Câțu, la anunțul de candidatură de duminică înaintea Consiliului Național, care a perfectat datele și detaliile privind Congresul Partidului Național Liberal din acest an. Am fost alături de o bună parte dintre colegii europarlamentari, primari, președinți de Consiliu Județean, miniștri și, sigur, duminică au fost doar o parte dintre susținătorii premierului Florin Câțu. Știți că acum 4 ani am fost contracandidatul lui Ludovic Orban, a fost și atunci o competiție care a însemnat contactul cu mulți dintre membrii Partidului Național Liberal. Am participat la toate conferințele județene, am fost împreună cu Dan Motreanu, cu ceilalți colegi care mi-au fost alături, Alin Tișe, Nicolae Robu, Mugur Cosmanciuc, Ionel Bogdan și alții, mulți alții, să prezentăm moțiunea. Moțiunea însemna la acel moment o întinerire a Partidului Național Liberal, o privire către viitor. Sigur că și o bună parte dintre argumentele lui Florin Câțu vin în aceeași direcție, legate de o nouă abordare, de o poate privire mai nonconformistă, mai europeană, mai tinerească a viitorului Partidului Național Liberal. Și faptul că alături de Florin Câțu au fost aleși importanții ai Partidului Național Liberal, care de-a lungul timpului și-au validat prin votul cetățenilor mandatele de primar, de președinte, de Consiliu Județean, confirmând în acele funcții, dar și oamenii din tânăra generație, mă face să cred că această direcție va putea fi încununată de succes. Deci, practic, acestea sunt aturile pe care le are Florin Câțu și de aceea... Sunt o parte dintre aturile domniei sale. Sigur că, în mod evident, Florin Câțu este un foarte bun specialist în domeniul economiei, în domeniul finanțelor publice. Este premierul în funcție, care își face datoria și are rezultate bune la guvernare. România va avea în viitor nevoie de o competență importantă în domeniul economiei, pentru că după criza medicală, provocările vor fi de natură economică, redresarea economiei, implementarea proiectelor cu sprijinul fondurilor europene, revenirea la normalitate în anumite sectoare, cum ar fi zona Horeca, dar probabil că vor fi și altele care vor trebui să fie sprijinite activ în perioada următoare și oportunitățile care se deschid în privind investițiile în domeniul sănătății, de exemplu, în domeniul energiei, schimbărilor climatice, au nevoie de o competență și de o privire și de o convingere, așa cum ar putea să se regăsească la premierul Florin Câțu.